Bună seara și bine ați venit la canalul Știri de Actualitate. Scandal în România. Prima tranșă de vaccin anticovid a ajuns în țara noastră, iar românii strigă cu putere eject. Bucurie de nemăsurat pentru țara noastră aflată în plină epidemie de coronavirus. Prima tranșă de vaccin anticovid a ajuns în țara noastră prin Vama Nădlac 2. Oficialii invocă un moment istoric și speranță, luminița de la capătul tunelului. La 10 luni de la depistarea primului român infectat cu noul coronavirus, România se află în fața unui moment istoric. Prima tranșă de 10.000 de doze ale vaccinului anticovid au intrat în țară prin Vama Nădlac 2. În prezent, în România, sunt peste 600.000 de oameni care au trecut prin această boală și aproape 15.000 de decese înregistrate. Vaccinarea împotriva COVID-19 în România se va realiza în 3 etape. Vaccinul a ajuns în România. Raed Arafat și Valentin Gheorghiță au făcut primele declarații. Raed Arafat: bună ziua! Crăciun fericit! Asistăm la un moment istoric. Lumea a găsit o soluție și începe să o aplicăm. Vedem cum UE împreună a reușit să nu dezamăgească cetățenii. Au intrat astfel de camioane în toate țările membre UE. Achiziție comună, abordare comună și pentru partea de vaccinare o implementare împreună. Este o speranță, lumina de la capătul tunelului. Dar asta nu înseamnă că problema s-a rezolvat. Să nu uităm măsurile care sunt obligatorii. Este doar un început care va dura. Vom lucra pe două fronturi, cel de limitare și combatere și cel de vaccinare și prevenire, care sperăm că va duce la rezolvarea acestei probleme. Valeriu Gheorghiță, coordonatorul campaniei naționale de vaccinare. Este o onoare pentru mine. Este ziua în care primim prima tranșă de vaccinuri, 10.000 de doze, care vor ajunge la Institutul Cantacuzino. Această tranșă va fi alocată personalului sanitar din linia 1. Mă bucur că există interes, că există dezbatere. Toate activitățile noastre sunt perfect sincronizate cu tot ceea ce se întâmplă în UE. Suntem pregătiți să demarăm campania de vaccinare împotriva COVID pentru ca fiecare cetățean să aibă acces la vaccinare în momentul în care își va dori acest lucru. În prima etapă vor fi vaccinați medici, apoi populația de risc și populația generală. Trebuie să înțelegeți că printr-un efort internațional, astăzi suntem martorii unui progres științific medical. Vreau să mulțumesc tuturor reprezentanților instituțiilor angrenate în această campanie. Astăzi, la ora 12, în ziua de Crăciun, sunt așteptate tirurile cu peste 10.000 de doze de vaccin anticovid. Transportul va fi însoțit de un convoi al armatei până la București, unde, duminică, începe vaccinarea primelor 4.500 de cadre medicale în primă doză și rapel. Vaccinul împotriva COVID-19 ajunge în România la fix 10 luni de la depistarea primului român confirmat cu noul coronavirus. În ziua de 26 februarie, ministrul de atunci a Sănătății, Victor Costache, împreună cu Nelu Tătaru și Raed Arafat, anunțau diagnosticarea primului caz de COVID-19 în România. Era vorba de un tânăr de 25 de ani din Prigoria, județul Gorj, caz contact cu pacientul zero, un italian care venise în interes de afaceri în România. Instituirea stării de urgență pe teritoriul României a avut loc la doar câteva zile după ce Organizația Mondială a Sănătății declarase pandemie de coronavirus. În prezent, în România, sunt peste 600.000 de oameni care au trecut prin boală și aproape 15.000 de decese. În continuare, cele mai grave probleme sunt la ATI, unde, deși s-a mărit numărul de paturi, sunt insuficiente pentru cei care ajung la spital în stare gravă. Vaccinul anticovid este până la urmă luminița de la capătul tunelului. Sosirea vaccinului împotriva noului coronavirus aduce speranță pentru toți românii. Primii care vor fi imunizați sunt medicii. O fac pentru a da un imbold coronaștepticilor, dar și pentru a avea un personal medical sănătos care să continue lupta cu virusul. Astăzi, în ziua de Crăciun, primele doze ale vaccinului ajung în România, iar duminică începe prima vaccinare a primilor 4.500 de cadre medicale în primă doză și rapel.
Vaccinarea se va efectua în 3 etape. Vaccinarea împotriva COVID-19 în România se va realiza în 3 etape, în care vor fi imunizate grupele populaționale după cum urmează. Etapa 1. Lucrătorii din domeniul sănătății și social, sistem public și privat. Etapa 2. Populația cu grad de risc, lucrătorii care desfășoară activități în domenii cheie esențiale. Etapa 3. Populația generală. Vaccinarea începe în data de 27 decembrie în toate cele 10 spitale de boli infecțioase aflate în prima linie împotriva COVID-19. Vă mulțumesc pentru că m-ați urmărit, vă doresc o seară frumoasă și nu uitați să dați un like, să lăsați un comentariu și să vă abonați. O seară frumoasă tuturor! Vă mulțumesc!